Bun găsit tuturor la horoscopul zilei de 9 mai 2021. Astăzi este o zi foarte propice, strălucitoare și minunată. Universul dă daruri celor generoși, aduce oameni buni celor dragi și îi răsplătește pe cei harnici. Astăzi ne recunoaștem după roadele noastre. Încercați să acceptați corect tot ce vă vine în această zi. Evoluția ulterioară a evenimentelor depinde de înțelegerea voastră. Acum, să vedem cum va fi ziua pentru fiecare semn zodiacal în parte. Berbec și ascendent în berbec. Călătoriile sunt nedorite. Astăzi vor fi asociate cu neliniște, anxietate și pot provoca deteriorarea stării de sănătate. Este mai bine să stai mai aproape de casă, în compania vechilor prieteni, mai degrabă decât în cea a noilor cunoscuți. Poți avea aproape orice dorești dacă ceri ajutor persoanelor potrivite. În problemele pe care alții vor încerca să le rezolve cu forța, vei găsi o soluție complet pașnică. Mulțumită ție, mulți oameni de astăzi pot evita răul. Ține cont de asta! Sfatul zilei de astăzi, răbdarea, este o calitate care merită întotdeauna cultivată. Taur și ascendent în Taur. Petreci mai mult timp în dezvoltarea personală astăzi, ia în considerare modul în care îți poți îmbunătăți performanța în chestiuni care nu au legătură niciun fel cu cariera sau cu alte realizări. Concentrează-te pe rezolvarea conflictelor interne. Astăzi este una din acele zile în care trebuie să lași divertismentul și comunicarea distractivă cu prietenii și să îți concentrezi toată atenția asupra problemelor și afacerilor pe care le-ai acumulat. De îndată ce te ocupi de ele, te poți întoarce din nou la angajamentele tale interesante. Sfatul zilei de astăzi, încearcă să îți gestionezi timpul cât mai bine. Fiecare oră își merită greutatea în aur. Gemeni și ascendenți în gemeni. Această zi este foarte bună pentru tine. Nu-ți fie teamă de o combinație nefavorabilă de circumstanțe, de o coincidență nefericită. Astăzi astrele te ajută în toate. Sunt posibile vești bune, descoperiri neașteptate și surprize plăcute. Realizările tale vor atrage atenția oamenilor importanți de astăzi. Deci, se poate întâmpla ceva care îți va schimba soarta pentru o vreme. Ziua este excelentă pentru evenimente de familie și sărbători, indiferent în ce calitate te afli, de organizator sau de invitat. Sfatul zilei de astăzi, a lua totul personal, este o rețetă pentru dezastru. Rac și ascendent în rac. Progresul în multe lucruri va fi semnificativ. Aceasta este o zi foarte fructuoasă, care este cea mai potrivită pentru activități axate pe obținerea unui rezultat specific. Evenimentele de divertisment vor merge bine dacă le organizezi personal. Ești plin de energie, fermecător și vesel, dar ai grijă să nu îți supraestimezi capacitățile fizice. Se pare că astăzi va trebui să îți concentrezi toată atenția asupra domeniului financiar al vieții tale, ia o pauză de la ideile și eforturile tale interesante și pune-ți la punct bugetul. Sfatul zilei de astăzi, nu renunța nici măcar când te confrunți cu cele mai dificile provocări. Leu și ascendent în leu. Fii atent când ai de-a face cu persoane necunoscute. Astăzi le poți provoca fără să vrei, să le jignești cu observații întâmplătoare sau doar să le enervezi. Este mai bine să nu te lupți cu nimeni și să rezolvi toate problemele emergente în mod pașnic. Nu este nevoie să îți asumi riscuri atunci când vine vorba de bani. Probabilitatea pierderilor financiare este mare și e bine să te bazezi doar pe forțele tale proprii, deoarece este posibil să ți se ofere sau să ți se promită sprijin,
dar cel mai probabil nu vei fi ajutat. Sfatul zilei de astăzi: fii disciplinat și persistent atunci când situația o cere. Fecioară și ascendent în fecioară, îți consumi prea multă energie pentru rezolvarea problemelor secundare care nu sunt importante pentru nimeni, inclusiv pentru tine. Această zi a fost creată pentru a fi dedicată relaxării și divertismentului. Ziua este potrivită pentru distracții inocente, activități în aer liber și jocuri distractive pentru copii. Este puțin probabil ca evenimentele sociale să te mulțumească. Mențineți liniștea sufletească prin toate mijloacele: auto-antrenament, meditație, calmarea cu ajutorul infuziilor de plante și totul va fi benefic. Sfatul zilei de astăzi: găsește un loc potrivit pentru a cultiva pacea interioară. Balanță și ascendent în balanță. Ziua este asociată cu cumpărături și investiții bune. În general, în tot ceea ce privește finanțele, ești foarte norocos astăzi. Nu numai că ești minunat la gestionarea propriilor bani, dar le dai și sfaturi extraordinare celor dragi. Vei avea un impact uriaș asupra oamenilor din jurul tău astăzi, dar nu abuza de poziția ta și încearcă să-ți controlezi capriciile și asigură-te că toți oamenii sunt tratați corespunzător. Încearcă să fii mai deschis, mai sincer în abordarea ta față de oameni, deoarece nu este întotdeauna ușor să se aibă de-a face cu tine. Ești mereu în gardă și nimeni nu știe exact ce se ascunde sub aerul tău, adesea senin, în spatele gesturilor tale destul de măsurate. Cu toate acestea, asta nu înseamnă că ar trebui să-ți spui tot timpul povestea vieții. Sfatul zilei de astăzi: dacă dorești să vindeci lumea, trebuie mai întâi să te vindeci pe tine însuți. Scorpion și ascendent în Scorpion. Nu este o zi proastă pentru noi începuturi și cu cât sunt mai îndrăznețe și mai originale, cu atât mai bine. Te vei simți obligat să faci ceva ce nu vrei complet să faci. Problema este că aceasta este o sarcină care te avantajează foarte mult. Trebuie să decizi dacă să faci o muncă neplăcută și să te bucuri de succes sau să renunți și să nu obții nimic. Nu vor lipsi oportunitățile de divertisment și întâlnire. Cercul tău de prieteni se va extinde pe lângă prietenii vechi, care vor fi prezenți, aducându-ți căldură și confort. Noi prieteni vor veni în viața ta și vor fi foarte fericiți pentru tine. Sfatul zilei de astăzi: nu trebuie să ai planuri specifice pentru a fi eficient. Săgetător și ascendent în Săgetător. Astăzi vei avea o dispoziție cu adevărat minunată. Știi de ce ai nevoie pentru a crește, așadar folosește-ți cunoștințele și acționează cu îndrăzneală. Deși vor exista unele tensiuni neașteptate, ele sunt de fapt doar catalizatori pentru creștere. Poți face față cu încredere oricăror provocări astăzi. Este recomandabil să amâni cumpărăturile și călătoriile, precum și munca fizică grea. Această zi este potrivită pentru odihna liniștită acasă, pentru conversații ușoare și plimbări pe îndelete. Sfatul zilei de astăzi: dacă îți deschizi inima, lumea îți va răspunde cu siguranță. Capricorn și ascendent în Capricorn. Evită conflictele precum focul. Aceasta este ziua în care adversarii recenți recunosc că ai avut dreptate și vor dori să meargă de partea ta. Dar fii atent să nu te grăbești să ai încredere în oamenii care și-au schimbat atât de drastic punctul de vedere. Toată lumea cunoaște nobilimea naturii tale și astăzi unii vor încerca să-l folosească în avantajul lor.
Acordă o atenție specială stării de lucruri din familie, pentru că nu ai adesea ocazia să dedici o întreagă zi rudelor tale. Dacă petreci astăzi departe de agitația orașului, ai o ocazie excelentă ca împreună să faceți o plimbare în pădure sau pe malul unui lac. Bucură-te de comunicarea cu generația tânără. Sfatul zilei de astăzi: mizează pe raționamentul logic și așteaptă ca faptele să-ți vorbească în favoarea ta. Vărsător și ascendent în vărsător, energia ta îți va părea nelimitată astăzi. Aceasta este ceea ce te poate determina să faci orice, uneori chiar încălcând legea. Evită tendința crescută la extravaganță pe care ai regreta-o profund mai târziu. Oamenii din jurul tău sunt astăzi sub presiune, așa că nu-ți face griji cu privire la comportamentul tău neconvențional. Bazează-ți ideile pe fapte care nu pot fi puse la îndoială în niciun fel. Dacă ai îndoieli, așteaptă. Poate mâine va fi o zi mai bună pentru a-ți asuma riscuri. Sfatul zilei de astăzi: nu încerca să îți subordonezi viața dorințelor altora. Pești și ascendenți în pești. Nu te mira dacă astăzi unii dintre oamenii din jurul tău îți vor crea în mod constant dificultăți și probleme. Pur și simplu nu te lăsa înșelat și provocat și în cele din urmă se vor sătura să te enerveze și te va lăsa în pace. Încearcă să fii cea mai bună versiune a ta astăzi. Starea ta mentală este o forță puternică, deoarece influențează în mod direct lumea din jurul tău. Ai putea spune că realitatea este o reflectare a modului în care ai grijă de tine. Sfatul zilei de astăzi: orice ai da celorlalți, ți-l dai ție însuți.